Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip după foarte mult timp. M-am întors din vacanță, v-a fost doar de mine? Nu, nici mie de voi. Glumesc, chiar mi-a fost doar de voi pentru că dacă nu erați voi, aceste experiențe, inclusiv cea pe care o vedeți din titlu, pentru că o să trecem imediat la subiect, N-ar fi avut loc. Așa că îmi pare rău dacă cineva se va simți nasol că pomenesc această întâmplare. Identitatea va rămâne secretă, dar o poveste de povestit chiar și copiilor. Nepoților, urbașilor, urbașilor noștri. Așa că după cum vedeți și din titlu cu... Că am avut uh, ce scrie în titlu cu o grasă căsătorită. Nu, nu era căsătorită, dar hai să vă povestesc tot ce s-a întâmplat. Ei bine, am fost o săptămână și o zi, 8 zile practic, într-un city break în București. Și totul a început așa, m-am dus de Miercurea trecută și undeva pe seară m-a chemat o tipă la ea. Eu eram cu gânduri mari că o știam de mai de mult și am zis, na, ce mi-a trecut și mie prin cap că o să trecem la acțiune. Jumate olteancă, jumate moldoveancă, e peste Prut, direct din Chișinău, am zis, o să fie tare. Și m-a chemat la ea, a zis, hai că am, hai că am niște desperados. Mamă, când a zis desperados... Imediat m-am îmbrăcat și m-am dus la metrou. M-am dus frumos, am luat metrou, am pus-o să-mi dea locația. Iau metrou, ajung acolo. La un moment dat trebuia să schimb metrou și nu știam ce metrou să iau că n-am mai fost în zona aia pe acolo. Nu vă zic zona ca să nu să păstrez cât mai multă confidențialitate. Și la un moment dat a venit metrou și pe stânga și pe dreapta, nu știam pe care să-l iau. Stânga, dreapta, care, care. Și am sărit repede într-un metrou și l-am nimerit pe la bun. Ajung acolo, mă duc frumos cum mă indică Google maps să ajung la ea la bloc. După aia am zis, ce vezi să nu fii la intrarea din spate sau intrarea din față, că parcă are două intrări și am zis, stai bă, ieși mă la geam. A ieșit la geam, perfect. I-am zis, bă, zi mă, interfonul, că nu interfonul. Frumos interfonul acolo, pac, 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 nu vă zic interfonul care era, liftul ocupat, am luat-o pe scări, direct mi-a deschis ușa, m-a așteptat cu cratița pe masă, hai că primești și mesajul acum, mersi, m-a așteptat cu cratița pe masă, deci femeia ideală cu mâncare și băutură, am zis gata femeia asta e bună de nevastă, chiar dacă, în fine, cum vedeți din titlu, bun, așa, nu era căsătorită, dar vă zic care e faza de am pus căsătorită în titlu. Am mâncat, am băut, dar mi-a făcut ceva ca lumea. Paste cu ton. n am mâncat niciodată, dacă chiar sunt bune. Nu știu, se fac greu, nu se fac greu. Cel mai plăcut le-a făcut cam iuți, că a pus cam multă boia și a pus măsline. Mie nu pla măslinele. Așa. După aia, da, știi cum e, după ce bei, după așa, eu eram deja... Da, știți cum se zice, dragostea trece prin stomac. Și când să sting becul, direct în bucătărie, nu, eu nu mai țineam cont. Voiam să așa direct în bucătărie, stingeam becul și gata, am zice, am iubit. Și zic eu, um, da, cu toții am iubit la un moment dat, acum un an, acum doi ani. Uh, mă gândeam că zicea, se verbul a iubit la timpul tre trecut sau prezent, prezent simplu, cum naiba să o spun la română. Uh, nu, am iubit gen prieteni și eram, bă, tu vorbești serios? Am băut și te-ai tu? Hai să-mi sună să facem panarabă. Bă, tu vorbești serios? Bă, când a zis, Uh, să-l sune, eram, bă, asta e nebună, eram, bă, vrei să mă îmbrac, uh, trebuie să sari o pe geama acum sau vrei să vine el să mă arunce, măcar s-a pus să mă îmbrac. Nu, nu, stai alniștit că e jumate în cât ești tu și într-adevăr, el părea mai, și de vârstă mai mică bine, dar tot așa rocker ca bine. În fine, dacă mi-a zis că e dintr-un anume cartier, am zis, gata, am belit-o. Din fericire, tipul era înțelegător. L-a sunat pe cameră și a uite, am făcut o rețetă nouă de paste cu tot, nu știu ce. Au fost bune și eu eram, da, da, au fost bune, dacă am ți. Ăsta era, femeie, ce ai făcut și de data asta? m-am dus acolo și am zis, bă frate, uite, deci cum vorbea cu el, m-am bagat și o fața telefonului cum vorbea cu el, pe care am zis, bă frate, uh, îmi pare scuze, n-am știu că e luată, stai să pleci după poți să bă înjuri, face, frate, stai niștit. Așa mai face ea, ea pana arabul, mi-a mai făcut din astea sau ceva de genul, a zis, bă, un om super înțelegător. Nu știu ce am zis la un moment dat, că, uh, cred că după spaghetele astea o să-ți dea papucii, am zis ei. Sta asta un pic se gândește, am zis și că nu mi-a zis din timp care e și mi-a dat un capac. Bine, nu mi l-a dat tare tipa, dar m-am făcut eu că am căzut. Și a stat un pic, s-a gândit, uh, cred că ar trebui să pleci. Asta e. Până să mă încaț, i am mai luat niște bomboane că avea pe acolo în sufragerie. Uh, și am plecat acasă. Nu știu dacă ce, ce s-or mai fi certat e la telefon, dar peste câteva zile mi-a dat mesaj și mi-a zis că e singură și acasă și la... Și din punct de vedere la relații, dar eu eram deja în centru vechi atunci cu un bun prieten. Am, pus, am făcut și un live pe uh, YouTube și am și poză cu el pe Insta. Salut, solerule! Așa. Și cam asta e întâmplarea mea. Și când ajung acasă, ca, acasă, la cazare, că am stat la un unghi, făcea... Ce ai făcut, mă? Uite, m-a costat două călături de metrou pentru vreo două beri jumate, două desperat, două jumate câte am băut și niște mâncare caldă. Ai că am meritat, dar făceau un chimiu. Bă, trebuia să-ți dea și o cartelă de 10 călături de metrou dacă tot așa. Da, îi dau dreptate și lui. Și cam asta s-a întâmplat miercuri. Joi, uh, m-a găsit o abonată. Mă rog, s-a nimerit să fiu pe acolo și mi-a zis să mă salute sau ceva de genul, că a văzut că sunt în București, abonata aia clasa 12, a nu vă gândiți la prostii, și a vrut să vă salute și ea. Bine. Și am zis, hai bă că te aștept, că ești liceu toia aproape. Și am așa cu un buzunar, cu gluga în cap, că era frig în dragi. vine pe lângă mine și zice, coaie, arăți ca un pedofil. <laughs> Bravo, mă, strigă în gura mare așa în fața unui liceu tare. După aia trece o colegă de ei, să știi că arăți dealer. Mai trece un coleg de al ei. Mi-a zis că l-a aromat și repetent și a... 12-20 de ani cât avea acolo, făcea, frate, ia zi și mie cât e grabu. Eu eram, stai da că am doar gumă, mento, gumă orbit la bine. În fine, până la urbă, chiar că am făcut un schimb cu, cu aborata mea. Uh, ea mi-a dat două mentosane, eu i-am dat două gume, o afacere super bună. I-am dat și un autograf pe o carte, nici măcar n-avea un pix la ea, I am făcut cu ăla, cu... Te faci cu, cu, compasul așa, am dat și un autograf pe o carte acolo. Da. Am dat și eu un autograf. Da, m-a mai găsit un abonat. Dar în ziua următoare o să vă povestesc și asta. Ce s-a mai întâmplat joi că am aici scriptul. Așa. A, ah, am trecut pe lângă o pista de biciclete până să ajung acolo. Și pista aia de biciclete era lângă o șaormerie. Sau șaormelie, cum ziceau prieteni. La șaormerie aia unde era și pista de biciclete, a parcat unul un Mercedes. Am povestit și pe TikTok faza. Un Mercedes mai vechi, mai bătrân ca bine. Direct pe avarii, pe pistă și într-o poartă la cineva. Uh, vine un echipaj de poliție, 3-4 polițiști. Se dă jos un polițist. De ce spre merge de sub avarii, am zis. Gata mă să vezi că ia. Îi da amendă. Și ghici ce s-a întâmplat. S-a pus și polițistul la de la șorba că era foame. Bine, n-am stat să văd ce se mai întâmplă că am plecat, dar mi s-a părut hilară o fază. După aia am stat la un șpriț cu un chemiu până mai târziu nițel, nu m-am pus la somn că am zis, bă, să nu mă doară capul ceva dacă mă întind și am mai stat pe telefon. Și am ascultat de sfatul unui abonat, care este și moderator sau membru, te mixt, așa, care mi-a spus, bă, Facebook-ul e bun așa, ca pe stipe din orașul tău pentru, pentru, pentru ce scrie și în titlu, ca să ajungem acolo, să nu ziceți că a fost clickbait. Mi-a rămas în subconștient faza și am început să dau mesaje pe Facebook. Și pe la două noaptea, cred. Da, pe la două noaptea am început să vorbesc cu o tipă, cam cât, nici chiar cât bine de înaltă, dar peste 1.70, păr albastru, o cu beu. Și-a rămas să vină ziua la București, că eu eram aproape de gară. Direct pe gândul de Friends with Benefits, eu eram, bă, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, tată, mulțumesc, bun. Culmea e că cu o zi înainte să vorbesc, să îi da, îi dau ăstea mesaj, eu aveam de gând să sun la bagaboante. Mai bine n-ai bine, am o, o grămadă de bani așa. Și ajung la ziua de vineri. Culmea e că, deci vinerea a venit asta, sâmbătă se făcea un an de zile de când mi-a dat alta papucii. Și am și dat mesaj în ziua aia și am zis, hai mă, ai sărbătorit, e un an de când mi a dat papucii, nu știu ce. Avea nervi, am lăsat-o în pace. Te salut și pe tine. Eu am sărbătorit cu o zi înainte, <laughs> ziua de un an de când mi-a dat aia papucii, un eveniment important, în fine. Așa, vineri până să vină tipa că veneam mai pe după masă așa. M-am dus până la un carfur. la vreo 2 km de gară, cam așa. Că nu mai avea răbdare până venea, mă plitisem și eu. Și m-am dus, am zis, hai să iau balonașe pentru că trebuie să avem balonașe. Și între timp am zis, după, hai la întoarcere să iau și o floare ceva, să-i dau așa un buvenit în București. Între timp, am dat de un popă african. Uitați aici și imagini cu popa african. Deci, nu mi-a venit să cred, am văzut un popă african. În timpul ăla vorbeam cu ea pe WhatsApp și gen, făceam așa, mă filmam pe mine, se vadă și popa african în spatele meu. Când a văzut că e filmat, s-a întors așa și a pus și Biblia pe față să, să nu se vadă. Dar eu băiat deștept, mă făceam, mă mai întorceam într-o parte, mi-aranjeam barba, pălăria, în fine. Eram atât de concentrat să pară că eu chiar voiam să fac un selfie ceva Încât am uitat că era lângă mine acel popă Și vine și îmi zice e, Doriți să donați pentru o biserică? Prima dată n-am înțeles ce a zis e, Doriți să donați pentru... Și când a văzut că a deschis Biblia sau ce era aia O carte ceva mare și avea una de 5 lei și a zis A, vreți să-ți donezi acum că te-am filmat și îi spun, îmi pare rău, dar am banii pe card. Vedeți, am și o părul lung, că aveam părul de spren și pălăria aia mea de comunist în cap. Chiar v-aș fi donat că și-o arăta călugări. Bine, o zi bună. Sincer, nu vreau să pară rasist, dar m-aș fi speriat dacă îl vedea noaptea, că era mare, deci era un alt. Știți cum sunt africanii, făcuți așa. African, afroamerican, ce era el? Deci mare, băi, înalt ca mine. Și cum era îmbrăcat așa cum ați văzut pe filmarea aia? Barba albă, fiind bătrân și avea și dinții așa în afară aia de sus, maxilaru. Dacă îl vedea noaptea, mă speriam și avea și dinții strâmbe așa. În fine, nu am ceva cu el. După ce i-am zis la revedere preotului african, mi-am văzut de drum, m-am dus în carfur, am văzut și un buchet de trandafiraș care arăta mișto, am luat un buchet de trandafir, balona și înainte de asta mai vorbeam cu două, vreo două fete pe Facebook și le întrebam, bă, vouă, fetelor, în afară de trandafir, ce flori vă mai plac? Că vine cineva și am nevoie de un sfat. Și una mi-a zis la lele, una mi-a zis ceva flor colorate, mi-a dat deja instrucțiuni ce buchet să fac, deja mă zăpăcise. În urmă am găsit trandafirașii aia. Nu erau cei mai frumoși, dar erau trandafirași. Nu trandafir, mar, trandafirași. În asta se număr să văd dacă sunt număr cu soț sau fără. Eu voiam să iau de la o forărie de pe lângă gara, dar bine că am găsit în carfur de buchet cu trandafiri. Bun. Și mă duc în gara. Și aștept. A și trenul. Nici nu a afișat pe ce linie vine. Și am așteptat și am așteptat vreo oră. Între timp m-a recunoscut un om. Am pus și pe Instastory. Era un tip cu vreun an mai mic ca mine. A zis că are 21, eu am 22. Și a dat o casă că jos și face... Salut, tu ești Ovidu 666? da. Salut, te urmăresc din 2016. A, ce tare. Puteți să ne facem o poză? Eu, da, desigur. Stai să fac și un Instastory că și face cineva o poză cu mine. Ca idee, mă plimbam prin gara de nori și M-a recunoscut unul, prima dată când vă recunoaște un om în București. Deci, vadă fața, picure. Așa. Sarut, sarut. Hai, bagă. Bagă, bagă un selfie aici. Mi-a bravo. scuze, tipule. Deci, fără să anunț eu că trec pe acolo sau ceva, m-a recunoscut așa rândă tipul ăla. Și am întrebat, ești de pe aici? ce te ocup? Am ce ca să vorbesc un pic eu și m a spus, nu, sunt student și e vineri și mă duc acasă și s-a nimerit te văd și pe tine aici. super tare, hai, drum bun, salut, salut, bea și ea apărut părul când să ne facem, când să facă poza aia. Deci a fost tare, v-a recunoscut un om în gară, nu în sat la mine sau în urziceni pe unde e aproape și se știe că e, dacă unul se apucă de YouTube în zonă, se știe, e, se află imediat că suntem câțiva oameni, direct în București. Și a fost tare. Bine că nu m-a recunoscut vreun hater, că am spus asta unui prieten și mi-a spus, uite, o de asta nu vreau să fiu celebru, că poate mă recunoaște vreun hater. Mulțumesc mult de anxietate acum. Glumesc. <laughs> uh, sau nu. În fine. Mai trece și un nene, un nene, un puș făcea, bro, ai una de 50 de bani, bă, frate, n-am, am doar bani pe card, îmi pare, bine, bro, sănă bro, sănătate, să trăiești. Mai trecut și un gras, să zicea, bă, mișto trandafir, se gândea, cine ai babă, voia să-i vând un trandafir de acolo? M-am pus pe undeva, undeva în gare era o chestie, ca o sticlă mare de cola și în jur să te așezi lângă ea acolo și m-am așezat lângă sticla aia imensă de cola cât de vreo 3 metri așa cum era. Și m-am dat în vorbă cu un nene pe la vreo 60 de ani, sper că nu-i greșesc vârsta, am povestit ce pățisem și faza cu tipa cu pastele și că aștept pe cineva. Nene, ne-au super de treabă, vorbeam, e cu voi altfel acum ăștia, tine, nu știu ce, baftă tinere, hai că eu trebuie să play, nu știu ce, super tare omul ăla. Trebuie să vină nu se anunță întârziere. Futus gura mătii. Mi-a dat și tip pe WhatsApp share location. Era destul de departe, a rămas trenul blocat. Într-un final vine. Unde o fi, unde o fi? Eu mă uitam după aia, nu o găseam, că a coborât multă lume din tren. Ea să uita după mine, nu mă găseam. Norocul nostru era așa, eu pletos, deci trebuia să mă recunosc, că stăteam și cu trandafiri așa în mână la spate, ea cu părul albastru. La rădăcini deja ai crescut se părul, dar pe undeva de aici așa era albastru. Exact cum îmi plac mie tipele vopsite așa în culori de-astea mai, mai, nu știu cum să o spune, mai rar întâlnite, inedite, în fine. Într-un final, Parcă o văd, parcă vă vede, ne uităm ochii în ochi. Am în parcă s-a făcut deja conexiunea. Bă, ăsta o fi, bă, asta o fi, bă, parcă, parcă. Hai că ăsta e. Îi zic, dau, îi bună, bună, uite, bun venit în București. a, ah, ce drăguț, nu trebuia, nu știu ce. În fine, a fost drăguț ce s-a întâmplat după. Până ce a venit un chebiu acasă. A sunat în telefon, eram... Când au trecut două ore. Aveam și noi, așa, până ajungeam acasă. Și aveam și noi două ore. A venit un chem de la muncă. Repede de te Ne-am îmbrăcat. Un chem eu săra cu obosit. -a... a zi... stat un pic pe hol. Stai un pic, stai un pic se S-a dus în camera lui. După am dat seama de o chestie. Bă, a luat somn. Puteam să continuăm, în fine. După seara, or... seara când m-am întors acasă. Făcea un chemiu, bă, eu nu mai țin... eu nici n-am apucat să o văd cum era, m-am dus direct în cameră. Doar atât am apucat să văd, că era pe albastru. Culmea cool, a fost că și-a uitat fata la bine un fond de ten, așa că nu știu dacă e nuanța mea, o să-l încerc. Și a pătat, și purtam în momentul ăla și un anorac de alun chemiu. Și l-am pătat cu ruși. Făceau un chemiu. Dacă nu este la spălat, ai belit -o cu mine. <laughs> în fine, da. Până la urmă am plecat, am zis, hai în Cisbigiu că e frumos acolo. De unde? Era secată apa în Cisbigiu. Urât ca naiba. am dus la metro să mergem la gara, că avea și ea tren să ajungă acasă. Asta stat la coadă la bilete, au venit vreo de cerșetori pentru că se înmulțesc cerșetori în București de eu le vorbesc în engleză ca să scap de ei. Sfatul meu, dacă vreți să vă lase în pace un cercetor la o trecere pieton sau pe unde mai găsiți, vă zic de acum, o cerșetoare la piața Victoriei uh, pe partea aia la trecere de pieton cu buzești. Mereu e acolo, eu îi vorbesc în engleză și vă las în pace. zic, uh, sorry, English, uh, I'm from Ukraine, din asta îi zic și gata, pleacă. Mă las, se uită așa ca un câine de la de eu imit. Și după aia pleacă, te la în pace. Așa că așa să faceți. Vine un cerșetor la voi, vorbiți în engleză. Bun. Uh, în fine, asta ce am stat la coadă la bilete face. Stai, stai să vă la care coadă nu o babă. Zic, de ce? Că stau mult după babe. Na, tu, tu ești obișnuită, student, așa, cu trenul, na. Păi ești normal. În fine, ne ducem după aia să... stai zis, hai să luăm ceva de mâncare, că ne țiu emați. la am două semvișuri din gara. La coadă... Doi străini și una avea un violon cel mare acolo, o drums, guitar, no, și am uitat cum a zis în engleză violoncel. Am uitat cum se zice. Și mi-a zis ea, violoncel? Yes, yes, yes. Ah, giant violin. Yes, yes. Ah, nice, nice. Dar <laughs> nu știu de unde era, că avea și eu. O, o engleză, cum să spun așa, mai de este european. Ne-am luat două semvișuri de alea calde, s-au răcit imediat. Mai era jumătate de oră până venea trenul. Ce să facem, ce să facem? Înghețam și noi și, apropo, am făcut și poza asta, că mi s-a părut o imagine ciudată cum era cu ea la căzută pe peretele la angară. Până a venit trenul, ne-am pupat și noi și ne-am încălzit. Chiar ne-am încălzit. După aia, după ce s-a suit în tren, am băgat o viteză până acasă, că nu mai puteam de frig, efectiv. Da. Sper că nu i-a fost frig pe drum. În fine. Și cam asta a fost întâmplarea de vineri. Am avut și eu ceva mișto la prima întâlnire, un record personal. După aia am mai făcut un record după. După aia sâmbătă m-am văzut cu un prieten după 11 ani. Ultima dată când l-am văzut era în clasa 5, -a, că eram colegi de clasă. Și cum mulținea ținea mi-o minte? Na, un copil de clasa 5 -a, cu părul creț și pufos. Acum era mare și pufos, un pic mai înalt ca mine, mult mai gras. Și tot așa pletos și bărbos. Dar la el gen nu e ciocul așa lung și mai scurt. Era barba așa mai uniformă. În fine, m-am văzut și eu cu tovarășul ăsta după 11 ani de zile de când l-am mai văzut. Am mai avut multe de povestit acolo. A fost mișto. Și Roger de-al meu, mișto așa. M-am văzut și eu cu cineva după 11 ani. A fost o chestie mișto. Ultima dată când l-am văzut, a fost exact ca... Deci, exact ca în filme, când se văd unii după mult timp. Gen, pleacă unul de acasă, să zicem, pleacă tasul la copilul său în armată închide ușa și îl ține îl vede cum e el mic închide ușa și când se întoarce îl vede mare Cam așa a fost și aici Nu l-am mai văzut de mult timp pe tovarășul ăsta După aia ce am făcut A, duminică voiam să mă duc la Mega Image Când să mă duc la Mega -image, Mă întâlnesc cu o babă din bloc Băbuța aia din bloc de acolo Mereu un zicea de barbă Că e urâtă barba mea Ce mă la fetele place cu barbă nu știu ce și am zis până mă, bre, mi-a lăsat barba așa că dacă dau de una pitică și vrea să-mi atragă atenția acum de la restaurante, e cu clopoțel de la așa? Sau mai ai și cu mine de o barbă? În fine, m-a întrebat, uh, te pricep la televizoare? Îi spun, bre, dacă e cu uh, tub, nu mă pricep la de-astea, vei face nu că ăla cu tub vechi a luat foc, l-am arucat, am luat de ăsta nou. Bine, mă cheamă baba la ea în garsonieră, culmea, cool altcineva din bloc acolo avea crași pe acea băbuță, pe acea bătrânică. Și eu, fără să am vreo intenție ceva, am și intrat la ea în casă. Deci, ca idee, ce înseamnă să fii pletos? Asta e, n-am iertat nimic. Nu vă gândiți la prostii acum, nebunilor. Ușor, ușor. Și probabil n-am reușit să-i rezolv televizorul. Nu știu ce dracu trebuia să-i fac din telecomenzi, telecomande, te -teleco da, telecomenzi. Nu mergeau. Le-a ofizăpăcit canalele, habar n-am. Până n-am reușit să-i fac televizorul. Ce s-a mai întâmplat duminică? A, am ieșit cu stolerul, salut stolerule din nou, am ieșit în centrul vechi, întâmplarea a fost cam așa. Voiam să-l sun un prieten, l-am sunat, nu era acasă. Mai voiam să dau mesaj cu Ivan, nu putea să vină. Cu cine stai? cu cine să ies Și mi-am amintit. Stoleru, trebuie să fie Stoleru Îl sun direct pe cameră, pe stolerul pe WhatsApp. Ii zic, bă, ce faci, mă joc hai afară, stai să de Bine, i-am dat numărul meu să mă sune, m-am dus la... I-am zis, cum facem? Fii antenă, mă duc la metrou, Până atunci termin meciul de LOL și hotărâm unde mergem. Bine, hai, ajung și eu pe la metro acolo, faci unde mergem. Hai la universitate. Bine, până la urmă, l-am așteptat să-i vină metro că nu-i mai venea, dar avem problemă, ok, unde mergem. Nu știu, hai să ieșim de la metro. Am ieșit de la metro, ne-am uitat așa unde să mergem, unde să mergem. Hai la Private Hell, că n-a fost niciodată. Gata, hai, hai la Private Hell. Mișto la Private Hell, am făcut și un live, am văzut o grămadă de pisici acolo, îmi plac animalele mie. Am băut, uh, ce-am băut? Uh, țeapa lui Vlad Nu, țeapa lui Vodă Bună berea aia cei drept uh, Și ce am mai făcut după? Am făcut live-ul ăla Și după aia ne-a luat frigul și am plecat acasă Va cinstit și tolerul cu o vodcă Și trebuie să-l cinstești și eu când mai trec prin București Oricum, nu uit de cinstea lui cu acea vodcă uh, Ce s-a mai întâmplat duminică? A, ah, și când să ajungă la cazare la Uchebiu Și să traversez Pătrece de pietoni La culoarea verde a semaforului Pentru pietoni un handicapat cu un Logan alb Modelul ăsta pe care îl vedeți acum Și cu număr de matriculare B72 Pan Dacă nu-l vedeam, mă lua pe capotă Futul în gură să-l fut că l-am înjurat Atunci sper că am murit de cancer până acum Deci ca idee Eu aveam verde și trebuia să traversez Bulangiul că și cum era așa Avea o bandă de făcut dreapta nici n-a dat semnal că face dreapta, că intră pe banda să facă dreapta și avea și viteză, nu știu dacă avea și lămâia în lunetă. În parbriz n-avea nicio lămâie. S-a dus omul meu direct așa, tiuu, fără semnal că se bagă după aia să intre în intersecția aia, s-a dus. Și eu eram așa, tal dracu era să dea peste mine muistul ăsta. Deci dacă îl vedeți punul cu un logan alb cu numărul ăsta, să vă feriți de el că e handicapat. Eu mă gândeam, hai să fug după el, să-i să, să rup oglinda, dar poate cine știe, o fiu de la mare și mă joacă în picioare. Am stat pe până la urmă. Așa. Și am ajuns la cazare, am făcut și un duș, a fost bine. A, ah, stai să re... Nu. Sâmbătă am făcut și eu un duș și că atunci a fost a ultima zi de apă caldă, că bineînțeles. Bun venit în București, n-aveți apă caldă. Și că București, capitala europeană, ia uitați, dăm frumos pe apă caldă. Nu e... Și fix după ce am ieșit și eu din duș în ultima zi cu apă caldă în săptămâna aia cât am fost de la București, uh, mi-a dat, și, mi -a dat și o prietenă mesaj pe Instagram, mai că mai sunt cu o prietenă de o știu și pe ea, Vă salut pe amândouă. Uh, mi zice, hai că suntem aici. Și eu mă gândeam, băi, am ieșit în duș să-mi fleșcă. Făcea, lasă-mă că e boldu. Bă, pe frig, ăsta vreți să ieși pe afară? În ziua următoare mi-a spus, bă, totuși am stat... Aveți timp să te că am stat până la 5. Până la 5 a stat, eu la aia dormeam, știți cum dormeam? Nu sunt genul nocturn, dar oricum. O să, o, o să mai trec prin București și pe la vară o să stau și eu mai mult pe afară noaptea. Nu de alta, dar mă lua și somnul, era și frig. Și chiar era frig. În fine, las că oricum baie eu cu ele, nu le iert așa ușor. Vreau să văd dacă mă bagă sub basă sau nu tipele astea și cred că ele sunt în stare să o bage sub basă la băută. În fine, așa am zis sâmbătă, am zis duminică. Luni am stabilit două recorduri. Primul, relații de trei zile. Gata, s-a încheiat socotea. Am venit visi vici, cam așa a fost. Am venit, ne am văzut așa și după trei zile mi-a spus că uite așa, așa... Și ar fi dorit să-i fost mai altfel, adică fără atașamente și de-astea, ok, și să arunc legătura. Asta e. Record de relație 3 zile. Bravo mie. Măcar am făcut ceva la prima întâlnire. Măcar, da. Măcar atât. Primul record și al doilea record mi-a luat ghosting de la două persoane. Și una dintre persoanele care mi-a dat ghosting este o tovarășă. Dacă îi pot spune așa, da, pot spune tovarășă. I-am ăștia după YouTube din 2018, eu știam cam de aproape un an. Și ieșisem cu ea tot așa cu câteva zile înainte să-mi dea ghosting, la o cafea, pe bancă, față la căminul ei, așa mai pe reală. Și am dat o poză cu ceva, o postea pe Instagram, că ne-am contrazis noi cu o chestie toată și am prins-o nervoasă. Și la un moment dat mi-a zis, nu-ți curvele alea cu care ieși. Și am zis, dar știi că ai ieșit și cu bine. Gata, ai pus punctul pe ei! Nu știu, am pus-o într-o fază nasoală. N-am vrut să fiu rău, dar... Na. Nu m-am putut abține, recunosc. Și eu aici misogin sau cretin sau cum vreți voi să-mi spuneți că am zis asta. În fine, am prins-o nervoasă. Sper că s-a calmat și e bine acum. Bun, deci ghosting de la două persoane în mai puțin de șase ore să rectific. Mi-a luat ghosting în mai puțin de șase ore la două, de la două persoane. Și relație trei zile un record bun într-o zi de luni, unde vorbaia nici arba nu crește. Marți, m-am văzut cu o colegă din clasele mici, tot așa, când până la 5 am fost coleg cu ea, după 11 ani de zile și am văzut și o babă posedată, de-am pus pe, Insta, pe Instastory și o să vă fac un videoclip separat. Luați de aici secvențe cu baba posedată. Deci acea babă ori e posedată, ori e nebună, ori e doar proastă și vorbește singură. Uitați și voi. Asta se pișe în lift? Da. Dar de ce se pișe în lift? Nu are pentru de bătrâni, ce Păi și în lift vrea să se pișe, n-are wc eu n-a plătit. Se pișe tot, setocul, dacă te uiți la ea, o să vezi că are urme de... Dar poate mă piși pe aia dacă calc eu în tu ei. Se singur pe ea în București că o să o dați de creaturi din astea, demne de Dead by Daylight. A fost o experiență interesantă de împărtășit după 11 ani de zile când am mai văzut-o pe colega aceea. Să vedem acea babă posedată care se pișe în lift. Ciudat, știu. Uh, da, a fost o experiență mișto. De neuitat. Mai vreau o dată aventuri de genul. Frumusețea mare a fost că după ce am uh, oprit telefonul, trebuia să facem stânga-dreapta. În care lift s-o fi pișat baba, că mirosea a pișat. Și am luat uh, liftul bun. Și când am chemat liftul, era cineva în lift. Eram amândoi. Mamă, poate baba asta ne mușcă naibii, că făcea ca toți dracii la ușa aia. Trugea de ușă, țupa. Eram... Stai, stai, hai că poate baba îi dau una acum. De fericire nu era baba aia acolo. Deci era exact un fel de hack din Dead by Daylight. Exact așa o vedeam. Așa arăta baba aia, așa scotea sunete. Era o altă femeie de acolo. Hai să rămână. Bună seara, bună seara. În fine, am luat liftul. Am condus-o cu bine la ușa locuinței sale. Eu zic, experiență cam ciudată, după 11 ani de zile să avem... Aia, așa e la București, te obișnuiește-te. <gângătări> Aoleu. Frumos, frumos. Și cam așa s-a întâmplat și cu baba aia posedată. Aia a fost una din experiențele mini mele. Nu știu dacă se de o nebună care țipă. Tași, dracu! Femeie, ești bună. Cred că asta e baba aia de... Acum vreo două zile nu putea să intru un blog de ea. Genial. Și ieri dimineață țin dar sper data asta... Am apucat să o filmez, dar sper să se și audă. Pai am prins și eu o zi bună de vreme bună, miercuri, singura zi în care a fost chiar cald, n-a vântul, a fost chiar frumos. Am și prin herăstrău, am dat așa o tură de parc de mare herăstrău ăla și cât am mers pe jos am făcut vreo 11 km pe jos Și acum, de-aseară mi s-a pus un junghi așa în genunchi, nu știu ce am Sper să nu fie ceva grav să, nu știu, să am lichidină la genunchi Poate doar e un fel de febră musculară la genunchi Abar barna. am Și am mers vreo 11 km pe jos O distanță destul de ok De vreo cam un sfert din câte de la mine de acasă până la București am mers Interesant, știu Bine, am mers pe asfalt, dacă era să merg pe teren accidentat maxim 2 km, făceam și după, oboseam. Și așa mi-a luat câteva ore cât am dat așa roată, că m-am mai pus pe o bancă, v-am făcut și un live pe YouTube, dar mi se buguise live-ul, nu mi-a arătat câți oameni am, nici câte like-uri am, în fine. Între timp acolo în Herestru era un moș, ochelar de soare și o bască de aia de marinar, al cu moș ce tehnici de agățat avea. Când treceau două, trei tipe, le ruga să-i facă poză. Bună ziua, să rubâinile îmi faceți și mie o poză domnișoarelor? Da, nicio problemă, bre. Și a făcut așa poze. Ca marinar, și după aceea îți în vorbă cu ele. Bă, ce tehnici de agățat are moșul ăla. Și, și mi-a răspuns cineva pe story, pe Facebook, pe story, mi-a zis, bă, ceva de genul am puțin în 5 Și eu zic, ce să, ce să mai, așa sunt bătrânii ăștia. Și după aia, în ultima zi, joi, adică ieri, cum filmezi videoclipul ăsta când să plec acasă, Știți cum e, când pleci de la rude, uh, ai, uh, vii cu un ghiozdan sau cu un geamanta și pleci cu 3-4 sacoșe de rafie, Ca așa e când te duci la rude. În fine, și când sezi din uh, bloc, uh, găsesc un puști, nu știu, mai mare, mai mic ca, min, mai mic ca mine, nu cred că era. Răca la costum bărbierit, deci mi-au și, și ce salut, salut, știți cumva pe cutare care stă la 3 și zic, nu stau aici, eu sunt doar în vizită la cineva. Asta și o săptămână și acum plec acasă, vedeți că scuze sacoșele astea. A, ok, ok, și până să-mi vină șoferul cu Ford Zina, cu Focus Zina, un tovarăș, salut Marius, cu un Ford Focus roșu. Am vrut eu să combin Ford roșu Focus cu limuzină, în fine, na. Să mă duc acasă, că eu n-am venit cu mașina când aveam unde să o parchez. Găsește loc de parcare, hai, ziua ca ziua, că pleacă lumea la muncă și e locul liber. După aia seara chiar că nu mai ai unde să parchez mașina decât să mă tot sune lumea din 5-5 minute, bă, vezi că mi luat locul, mai bine că n-am venit cu mașina la București. N-aveam unde să o parchez oricum. Și de acolo să am într-o parcare cu plată cât am stat 8 zile, cred că dădeam mai mult pe, pe parcare decât pe mâncare și Tramp și benzina băgată. În fine, și până să vină Marius să băia, uh, L-am întrebat cum e, are datorii ceva și mi-a zis că Mă rog, întreba de proprietar, dar acolo garsoniera sau ce era, era în chirie la o fată. Și mi-a zis, da, a luat un... Ceva de respirat, un aparat de respirat care e 4200 de lei, plus cheltuieli cu 1000 de euro, adică e dator vândută. Tipa aia sau proprietarul sau mă rog, cine o acolo. Mi-a se poza de buletin, deci era o fată care avea datorii. Și eu am zis, bă... Dacă aveai nevoie de ajutor de spart ușa, te ajutam. Că am acolo la un un topor după frigider, îi spărgeam ușa imediat. Bă, nu sunt cu, nu sunt cu intervențiile cu intratul peste, n-am ordin de intervenție. Dar uh, uneori la unii chiar îmi vine să le fac așa. Și am zis, bă, tai că mi -o are o vorbă. Nu contează de unde are bani ăla de la care te-ai împrumutat. Că i-a furat ca așa, bă, i-ai promis că-i dai banii? Păi dă nu te mai mira după că-ți bagă dobândă sau camătă sau din astea. În fine, le-am dat să rămână la bubuțele care erau afară, că, na, era cald și au ieșit și bubuțele pe afară acolo, în părculețul ăla din față. I-am zis și lor la baftă cu spor să recupereze datoria de la cutare și m-am dus, m-am suit în mașină și am plecat acasă. Între timp ne-am oprit la un cauflant că trebuia să-i dea Marius ceva unui prieten de-al sol, l-a așteptat acolo. Mi-am luat și -o, o bere, eram în mașină, n să plecăm, mai ieși și băiatul ăla din magazin și face De două ori te-am văzut în viața mea și te-ai Dar fac eu, asta e ce vrei, dacă îmi place desperado o gul gul da Și cam asta a fost uh, experiența mea Bineînțeles, un trafic infernal în București de joi după masa cum era când am plecat Dar măcar am ajuns cu bine acasă Am și cântat în bașină, făcea ăsta Bă, strici melodia, bă, la cum cânti. Mai a început și el să câte altă piesă făcea Acum e rândul meu să fiu afun Da, a fost o zi faină Am fost și seara pe la pădure Te-am pus o poză pe Instagram Aveți uh, Instagram-ul meu în descriere A fost o săptămână mișto Nu o să zic ce am cheltuit Mă gândeam să mai fac un videoclip uh, Să mă duc la un SH cu nu știu 50 de lei Să cumpăr de 50 de lei într-un SH Să văd ce haine mișto găsesc N-am mai avut chef să fac asta Am mâncat și ceva vegan Cartofi prăjiți oricum sunt vegani. Dar am încercat și orma vegană. Nu recomand din asoală. Și orma fără carne e ca femeia fără mij. Nu țute sau cur. Sau cur. Fără mij, Nu știți ce la miji? Căutați pe Google ce la mij, Dar cred că v-ați prins. Și cam asta a fost și story time ul Un storytime genial. Mi-a plăcut. Aș repeta experiența asta. În fine. Ne vom auzi data viitoare. Ne întoarcem la vechiul nostru program, live-uri în weekend și chiar și pusă când mai ales în weekenduri, episoade, exclusivități pentru membrii. Le mulțumesc membrilor care acu acum apar pe lângă capul meu că plătesc lună de lună, lună de lună, cât o sumă ca să ajute canalul și cam atât. Ne vom auzi la noi videoclipuri pentru că a venit căldura în sfârșit și vom putea ieși pe afară să facem vloguri ca anul trecut. Ceau les tuturor!